Bună dimineața! Aici este dimineața, o haie ございます. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care îmi vizionați canalul. Astăzi vin cu o nouă temă, ne aflăm în Tokyo, într-unul din orașele centrale și am să vă arăt multe, multe lucruri interesante. Am să încep prin a vă da câteva explicații despre locul în care ne aflăm. După cum vedeți, ne aflăm printre zgârie nori, sunt foarte mulți. Ne aflăm în orașul Tokyo, orașul metropolitan Tokyo. Zona se numește Shinjuku, Shinjuku City, ei așa pun denumirile. Este una dintre zonele centrale ale Tokyo-ului, ele sunt mai multe. Această zonă nu este o zonă comercială, este o zonă de business, unde sunt strânse clădirile marilor companii globale. Aici se află și clădirile oficiale, adică guvernul metropolitan, guvernul Japoniei, clădirea guvernului Japoniei. Și acest cartier, această zonă, a început să se construiască acum 50 de ani. Deci sunt clădiri vechi de 50 de ani, în mare majoritate, dar au mai apărut și acum 30 de ani, deci cu vechime de 30 de ani. Acestea fiind spuse, o să continuăm și o să mergem la următorul obiectiv. După cum vedeți, în spatele meu sunt foarte mulți zgârienori, după cum v-am mai spus. Aceste clădiri au prins cutremurul din 2011, cutremurul mare de 8 grade care a fost în Japonia în 2011. După cum vedeți, nu au pățit nimic. Ele sunt făcute cu o tehnologie, bineînțeles, specială, după cum știți, și se mișcau cam așa, cam cum mă mișc eu acum. Deci uitați-vă la mine! Așa se mișcau, dar nu s-au clintit din loc. Nu li s-a clintit nici măcar o cărămidă. Nu sunt făcute din cărămidă. Ce vreau să vă spun este că tehnologia lor în construcții este ceva extraordinar și cred că puteți să realizați acest lucru de ceea ce vedeți în continuare. În continuare, am ajuns în fața clădirii guvernului japonez, cea din spatele meu. Această clădire și cea din față, și corpul din față, și corpul din spate este a guvernului japonez. Este o clădire la fel de impozantă ca toate clădirile guvernelor din lume, bineînțeles ca și Casa Poporului. Personal, mie îmi place construcția noastră. Vă mai uitați o dată. Și o să mergem la următorul obiectiv. Nu vreau să vă plictisesc cu foarte multe detalii. Vreau să vă formați o imagine în urma a ceea ce am filmat. Este vorba despre o zonă din Tokyo care este mai nouă și, în continuare, ca să puteți face o diferență dintre zonele vechi și zonele noi, vom merge într-o zonă veche, cu cultură, cu templu și cu tradiții. Am ajuns în următoarea locație. Suntem în Shibamata. Este o locație veche a Tokyo-lui. În spatele meu este un templu. În acest loc s-a filmat o dramă foarte populară în Japonia. Caracterul
se numea Torasan. Dacă o să căutați pe internet, o să găsiți. Să mergem să vedem templu puțin înăuntru și după aceea o să ne plimbăm pe această stradă. În Japonia sunt două feluri de temple. Unul este templul lui Dumnezeu, iar celălalt este templul morților. Templul lui Dumnezeu se numește Jinja, iar cel al morților se numește Otera. Acum, unde suntem noi, suntem într-un templu Jinja, adică un templu al lui Dumnezeu. Să mergem să ne plimbăm puțin pe stradă și să vă arăt câteva minunății din tradiția lor veche. Aici este un magazin care, de la care eu vin să cumpăr des murături. Sunt murăturile lor în stil tradițional japonez. Se pot gusta. Avem aici, luăm așa, punem în palmă, nu ducem la gură, punem la loc lingurița și gustăm. Este ridiche și este foarte gustoasă. Și după cum se vede, au curioa mikan desu ka? Aici este cu mandarină. Este cu mandarină, iar ce vedeți, cocătura este din făină de orez. Curioa nan desu ka? Aici este o plăcințică cu căpșuni. Cu căpșuni. Înăuntru au căpșuni. Mi-am cumpărat și eu aceste plăcintuțe. De fapt, nu sunt plăcintuțe, se numesc mochi și sunt așa, se întind la cocă și vreau să vă arăt ce au înăuntru. Asta e cu căpșuni, asta este cu mandarină. Să vedem cum arată înăuntru. Cred că sunt delicioase. Una singură costă 550 de ieni, asta altă tot 550 de ieni. Împreună 1050 de ieni. Asta înseamnă în jur de 10 euro, amândouă. Una în jur de 5 euro. Să mâncăm. Să gustăm. Uitați căpșuna. Are căpșună. Proaspătă. Știți cât e de bună? V-aș trimite la toată lumea. Acum, s-o gustăm și pe cea cu mandarină. Să vedem ce are. Mandarină. Proaspătă. Cred că nu vă imaginați cât este de bună. Sunt foarte bune. Amândouă. Să mai luăm câte o guriță. Mandarină, căpșună, împreună. Să mergem mai departe. O să-l vedem... O să-l vedem pe Torasan. Este caracterul din filmul care s-a filmat aici, pe această stradă. Să mergem să dăm mâna cu el. Noroc, Torasan! Aici și este un restaurant unde fac niște plăcințele care se numesc obayaki. Obayaki, am să cumpăr și am să vă arăt. Și mai fac niște paste de ale lor care se numesc yakisoba. O să vedem dacă ne dă voie să filmăm înăuntru, pentru că înăuntru le gătesc. Am cumpărat obayaki. Să vedeți cum arată. Sunt
calde. Acum le-a scos din formă. Arată așa. Sunt rotunde. Sunt ca niște, nu știu, checuri mici. Înăuntru au brânză și mai este un fel cu fasole roșie. Eu acum o să mușc să vedeți ce au în ele. Am nimerit-o pe cea cu fasole roșie. Este foarte bună. Delicioasă. Am ajuns la sfârșitul plimbării noastre de astăzi. Sper să vă placă ce ați văzut. Comparați Shinjuku și Shibamata. Shinjuku, zona nouă, clădirile înalte, zgârie nori, și Shibamata, zona veche, tradițională, cu multe magazine mici și cu mâncare delicioasă japoneză. Aștept părerile voastre. Vă rog să-mi scrieți, aștept să vă abonați. Eu vă mulțumesc de pe acum și ne vom revedea în curând cu o altă temă interesantă. Pe curând și la revedere!